Degeaba strică treaba, iar neatenția costă. Simple vorbe din bătrâni care sunt spuse și astăzi, dar din păcate nimeni nu le mai aude. Și mai este o vorbă care trece pe lângă noi. Dragoste lovește ca un fulger. A, ce era să fac? Arcă să vai de capul meu. Mulțumesc mult de tot. Pot să-ți mulțumesc? Experiența spune că dacă avem clienți fericiți și companiei noastre îi va fi foarte bine. În anul acesta am reușit să cooptăm un nou partener foarte important pentru noi. Este Isho din Timișoara, colaborare nouă de care suntem foarte mândri. Experiența ne-a arătat că o echipă de profesioniști are o foarte mare influență. Proiectăm pe anul 2024 să aducem noi clienți companiei noastre. Vă felicit pentru toată munca depusă în acest an și vreau să vă anunț că suntem în grafic, cifrele arată foarte bine. Vă mulțumesc mult pentru ziua de astăzi. Așa, prima zi. Lasă-mă, că era să mor. Dacă întârziai mai mult, fii sigur că asta se întâmpla. Și dacă nu era fata asta, dădea autobuzul peste mine în plin. M-a oprit la fix. Și cu un gest așa de precis, de parcă știa că mă arunc în fața mașinii care îmi pun. Și avea un zâmbet, Doamne Dumnezeu. Nu am stat ceva niciodată în viața mea. Ce autobuz, mă? Te-ai îndrăgostit? Mm. Ești cu capul în nori, a? Glumează. Vezi că avem două zile la dispoziție să terminăm raportul și nici măcar un minut întârziere. Și dacă nu era ea, făceai raportul ăsta singură. Așa suntem, mișorencele. Fatale. Să mă întreb iar de raport. Cauza de masă și așa e scurt. Nu vreau să-i rusesc. Merită. Tocmai am primit asta pe mail și este în favoarea noastră. Serios? Ce? Raportul lor. Arată că senzorii de temperatură au fost schimbați fix înainte de data incidentului. Deci, de ce ar susține că nu au funcționat dacă toți erau noi? Mă auzi? Uite. Cine? Ea e fata care mi-a salvat viața. Mm? Artistă? Elegantă? Nu-i place să epateze? Preferă să observe lumea în loc să fie ea observată. Ia uite-o. Inabordabilă. Fix stilul tău. Nu uita de raport? Da, sigur. Poate nu crezi, dar chiar sunt emoționat să te revăd. De la întâmplarea aia de când mi-ai salvat viața, chiar mă gândesc numai la tine. Nici nu pot să cred cât de norocos sunt că te întâlnesc aici. Stai că nu-ți fac nimic rău, vreau doar să-ți mulțumesc. Băi, ce nu mă dau la tine sau ceva, stai să vorbim. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu tine.
și eu la tete, rog. Don Juan? Cum a fost? Gata raportul? Dacă aș vrea să învăț limbajul semnelor, unde trebuie să merg? Vă jucați mima de bunilor. Nu, mă, chiar îmi pare rău. Deși adevărul era sub ochii mei, nu mi-am dat seama. Vreau să-mi cer scuze și să mă asigur că de data asta mă înțelege. Surprinzător că te implici așa tare. Chiar mă lași fără cuvinte. Eu chiar nu am nevoie de ele de data asta. Uite, Asociația Națională a Surzilor. Sigur, aici te pot îndruma. Mersi. Bună ziua! Spuneți, vă rog, pe cine căutați? Bună ziua! Încerc să învăț limbajul semnelor. Nu știu dacă am vreo șansă, dar am nimerit bine. Oh, chiar aveți o șansă și chiar aveți noroc, pentru că fix în momentul ăsta începe cursul pentru limbaj gestual. Sala numărul 3, etajul 1. Ulterior o să vă dau o cerere. Grăbiți-vă și... Mulțumesc, am înțeles.
Alexia, de când am aflat numele tău, mă tot gândesc la faptul că nu am mai întâlnit până acum un nume atât de frumos. Îmi imaginez, sperând că aceste rânduri vor ajunge la tine, că le vei citi într-o zi însorită, în acel loc superb al Timișoarei, unde obișnuiai să pictezi, pe unul dintre scaunele pe care niciodată nu poți sta relaxat din cauza pavelelor. Sunt câteva lucruri pe care doream să ți le spun, dar nu am știut cum. Prin urmare, vreau să-mi cer scuze că te-am catalogat greșit atunci când te-am abordat. Din păcate, nu am observat nici măcar unul dintre semnele care erau atât de evidente sub ochii mei. Alexia, se spune că dragostea te lovește ca un fulger. Ei bine, am simțit-o încă de la prima ta atingere, de petrecerea de pietoni. Dacă simți la fel, dă-mi doar o șansă și voi merge cu tine pas la pas până la finalul drumului. Cineva mi-a spus, oamenii te pot surprinde. Și a avut dreptate.
aș fi dorit să poți auzi cât de frumos cânt. Viața poate fi un dar, ori o pedepsă. Noi alegem. Dragostea nu te întreabă când să apară și nici nu te pregătește pentru obstacolele ce vor urma. Dar dacă ai curaj să le ții piept, vei auzi muzica vieții și atunci brusc vei dansa, vei trăi și vei iubi. Alții poate vor vrea să râdă de fericirea ta, dar tu îți vei dori mereu să o protejezi. Și nu uita, în doi, orice greutate este mult mai ușor de trecut. Când inima vorbește, rațiunea tace. Indiferent de ceea ce spune sau ceea ce crede lumea din jur, uneori familia sau chiar și cei mai apropiați prieteni, tu să alegi mereu cu inima pentru tine. Pentru iubire nu ai nevoie de cuvinte.